Vă salut, prieteni! În cele ce urmează o să vă prezint noul sistem de operare al celor de la Microsoft, Windows 7. O să începem cu taskbar-ul, de exemplu, sau mai bine cu meniul de start. Arată foarte mult ca meniul din Vista. În partea stângă avem programele cel mai des accesate, în partea dreaptă folderele de sistem. În partea dreaptă jos, butonul de shutdown sau restart, logoff, hibernate. Mare atenție, dacă apăsați shutdown, calculatorul se va închide. Deci nu va apărea un alt meniu din care să alegeți ce să fac. Și, evident, căsuța de căutare pentru programe. Acesta este meniul de start. Taskbarul. Taskbarul are câteva îmbunătățiri. De exemplu, dacă deschidem câteva ferestre de Explorer, vom putea selecta între ferestre foarte ușor, pur și simplu navigând pe pictogramele create din capturile de ecran ale ferestrelor. Alegem ferestrele pur și simplu navigând prin mini pictograme. Taskbarul poate fi configurat, de exemplu, să semene mai mult cu cel de XP. De exemplu, la Taskbar Buttons putem selecta să fie arătate ferestrele individual. Adică sunt mai grupate după tipul lor. Sau putem să le facem să fie mai mici, adică să folosească iconițe mici. AeroPic este iarăși o funcție destul de interesantă. În momentul în care mergem cu mouse-ul, cursorul, dacă ducem cursorul în partea dreaptă jos, toate ferestrele vor fi minimizate într-un fel sau vor fi făcute transparente, astfel încât putem vedea foarte ușor desktop. Dacă facem click, toate ferestrele vor fi minimizate. Făcând iarăși alt click, vor fi restaurate. Puteți selecta și care să fie efectul apăsării butonului de power. Dacă se închide calculatorul, să-și dea logoff, restart și, evident, barele de instrumente adiționale pe care le puteți pune în taskbar. De exemplu, eu am un director ce conține foarte multe shortcut-uri. Se numește Quick Run. Și acum folderul acesta poate fi accesat din taskbar. Deci este un fel de Quick Launch mai avansat. Și am acces la toate shortcut-urile mele. System 3-ul își ascunde iconițele inactive și acestea pot fi accesate făcând click pe acest butonaj. Și aceste iconițe sunt tot în System 3, dar inactive. Putem să le select pe care dorim, le putem configura pe cele pe care dorim să apară.
De exemplu, presupun că aș dori ca Avast să fie afișat mereu. Selectez de aici Show Icon on Notifications. Și va fi vizibilă această iconiță aici. Ora și data apar într-o formă mai simpatică. Poate fi și configurată. Cam asta e mai important referitor la taskbar și start menu.